peste măsuri, poți folosi codul ANDREIRU pe item shop și dacă cumperi de peste 500 de V-Bucks, o să te adaug la prieteni dacă îmi trimiți filmare pe Instagram. Mulțumesc! Stau doi troști, eu sunt Andrei și bine m-am regăsit la un nou clip. De această dată aterizăm în Salty Spring și nu uitați să dați pe acolo pe butonul de like dacă vreți să continuăm seria noastră de Fortnite. Să strângem la acest clip peste 800 de like-uri pentru că mă chinu de nu știu cât timp. Și ideea e că acum filmez dimineața. Dimineața acum filmez cred că de... asta cum îi spune, ăsta este al doilea meci. Ideea e astăzi dimineață, dar am mai avut două serii înainte în care m-am chinuit. Am avut și meciuri mișto, am avut un meci pe locul 3 cu 8 kill-uri. Am dat și un snipe super mișto cu ăsta. Am dat și un snipe super mișto de la 150 ceva de metri cu Bolt albastru. Dar na, a apucat cineva să vadă? Nu, pentru că a fost locul 3 și nu-i destul. Dar na, aia e. Și-a mai dat și în conflict în meciul ăla. Deci pe bune, meciul era așa bine, era și comentat mișto, era tot ok, am avut acțiune, a fost totul ok. A, nu, n-am putut să-l pun. Ideea e că după asta m-am dus, am început să filmez Arena Trio cu Denis și Hezme. Dar ce să vezi că nici cu Denis, nici Hezme nu ne-a ieșit meci, pentru că era la arena puțin mai complicat. Dar ideea e că acolo ne-a ieșit un meci și ne-a ieșit fix când nu puteam, eu nu am avut o filmare bună. Adică jumătate din meci s-a văzut cu altă scenă și fix atunci am câștigat un meci. Care erau șansele, frate? Aie, n-ai ce să-i faci. Asta e viața de YouTuber când trebuie să filmezi Fortnite. Dați neapărat pe butonul de like dacă vreți să mai vedeți clipuri de Fortnite. Hai rapid, guys. Vreau înainte să intrăm în subiect, vreau să știu sigur că totul este în regulă și că putem să intrăm în subiect fără să murim imediat. Așa că vreau mai întâi să mor cu ăștia din Salty ca să nu fie nevoie iară să complic același lucru de un milion de ori. Bă, n-am un shotgun, that sucks. Și s-a speriat un... mai bine nu mai trăgeam în el. Bă, cât aș fi mai mai, tu nu vrea să mă nimerești. Ferește, mă. Mai veniți? Și tocmai ce m-am trezit de jumătate de oră, cam așa, 40 de minute și am fost ceva și m-am trezit, tu te repede să filmez un clip ca să ai ce să postez azi. Ceva de genul am fost. Da, cred că se și aude că mai vorbesc așa pe nânt, că de obicei așa mai vorbesc de dimineață, sunt... și na. O să am și reacții poate mai întârziate. Că momentan nu prea sunt așa treaz. Încă mă mai fac așa loc, că nu sunt destul de treaz. Na. Suntem singuri în Salty? Cred că suntem singuri în Salty, guys. Cred că putem intra în subiect. Deci, fraților, vreau să mulțumesc pentru care ați folosit codul ANDREIRU pe item shop. Înseamnă enorm pentru mine. Ideea e că am primit o grămadă de mesaje. De ce nu am dat la unii dintre voi azi când ați folosit codul? Este foarte important aici când folosiți codul. Vă duceți pe lucru pe care vreți să-l cumpărați. Deja se vede acolo că aveți codul băgat. Dați drumul la filmare și după aceea, după ce l-ați cumpărat, ieșiți din tabul de cumpărare să se vadă item shop-ul sau lobby-ul, ok? Ca să nu mai puteți da refund, etc. după ce închideți filmarea. Este foarte important pentru că altfel nu se pune. Ia să vedem ce avem aici. Hai să joc ăsta. Mai dau un snipe de bun cum am făcut ieri. Seară. Ar fi destul de șmecher ca să avem și noi ceva mișto în clipul ăsta. Na, altceva nu cred că mai aveți să mai facem în Salty. Lutați-i peste tot, nu? Cazul ăsta e lutat oare? Cred că e lutat, adică. Aici nu era chest. Chiar că nu cred că e lutatul. Da, mă, nu e lutatul. Lol. Păi și-a făcut mă ăștia. Ce-a slutat, mă, mărlanilor până acum? Mamă.
Și n-am și eu un mini, că după mă ofti cu 75 HP, că o să găsesc niște miniuri. Hai că țin așa. Nu mai iau bandajele. Și țin așa până găsesc niște miniuri sau niște player. Și dacă găsesc player, eu dau. Ideea e, guys, că este foarte important să faceți treaba asta. Și de acum, când o să mai fac competiții de Fortnite, etc. cu 1 versus 1, cu custom-uri, bla bla bla. Bine, la custom-uri nu o să fie la aceeași chestie. Când o să mai fac 1 versus 1 sau endgame, o să dau, o să facem decât cu cei care mă aveți la prieten, pentru că e, a fost destul de complicat cu Discord-ul să vă extrag și etc. Pentru că baunii nu le mergea microfonul, se mișcau foarte greu, nu știau să nu de screenshot. Extrem de nașpa. Ideea e că de acum o să fac decât cu cei care ați folosit codul și care mă aveți la prieten pentru că ați folosit codul. Deci, dacă vreți să participați pe următoarele, ăsta cum îi spune, competiții sau concursuri, cum fac eu, trebuie neapărat să cumpărați cu codul, primiteți filmare, vă dau ad și după sunteți good to go. Numai să fiți pe fază, apăsați pe clopoțel și să fiți pe fază când facem live-uri cu abonați. Ocazional mai anunț și pe Instagram. Mai fac un Insta story că uitați, suntem live acum, am intrat rapid, sunt cu abonații și chestii. În caz că nu e, n-ai intrat pe YouTube, și treabă, măcar pe YouTube te mai uiți, pe Instagram te mai uiți dacă nu te uiți pe YouTube și că vezi acolo. Neapărat, dați un follow pe Instagram, aveți linkul în descriere. Și o altă chestie pe care am văzut-o, guys, a fost că voi, luna asta, 60% dintre oameni care s-au uitat pe canal nu sunt abonați. Mă, ce-i asta, mă? Mă, la da mișto? Aulul. Deci peste 60% nu sunteți abonați. Aiurea, bă. Dacă nu ești abonat, da, acum cu butonul ăla, rupe butonul ăla de subscribe. Cum se spune. Pe bune, dă pe butonul de subscribe. Nu o să regresc, pentru că o să vină niște chestii super mișto. Și chiar dacă acum se termină vara și a fost o vară mișto, vreau să mă întreb în comentarii, guys, cum vi s-a părut vouă vara asta? Mie, sincer, mi s-a părut cea mai mișto vară în moment. Chiar vara trecută n-a fost cine știe ce, dar vara asta a fost super mișto, o grămadă de party-uri, o creștere frumoasă pe YouTube, tot ce trebuie. Ăștia trag cu sniper-ul și nu știu de unde trag. Nu știu să mă duc acolo. Ah, ia uite pe ăla. No! Puțin mai jos. Fac și nu mai văd. Mamă, frate, cât la mustață a fost asta. Și era frumos. Să vină curând zona. Aia nu mă interesează. Ia să iau eu ăsta. M-o fi mai bun ăsta? Heavy sniper. A, să vedem cât de bun e. Și mai probabil e de mai mult damage, dar hai. Ia să vedem. Mai e careva pe aici? Mai e unul, că asta nu se bătea singur. Asta nu se bătea singur, asta e clar. Nu, las mai pe Andrei, asta e tot ce vreau. De asta încă. Băi, e unul aici, un mârlan. E un mârlan, nu e aici și dacă mă omoară ăsta... Ce-a făcut, m-a fugit? Mă, nu stac eu, nu juca la PUBG, te rog, mă. Juca în forme. Eu o să dai dacă ești tare. Bine, aparent s-a evacuat. Sper să nu mă ia pe la spate că ar fi nașpa. Cred că o să joc mai des cu sniper-ul. Și nu știu, ideea e dacă joci foarte mult Fortnite, când încerci să filmezi de atâta, cel mai probabil
Devii și mai bun, adică pe bune, decât îi filmez așa, bine, acum nu e mare progres în videoul ăsta, pentru că tocmai ce m-am trezit și abia mă mișc, dar ieri am făcut niște faze super mișto, dar din păcate nu o să le vadă nimeni, pentru că n-a fost win. Hai să facem așa. Ce se face? Bă, dar eu cred că am lăsat miniurile acolo. Și cred că am lăsat niște miniuri acolo. Sau erau doar un mini? Nu cred că erau doar un mini. Mă rog, folosim bigul ăsta. Mamă, sunt prea descoperite și nebun. Robotul ăla e robot utilizat? Nu cred că stă prea mult nemișcat. Mamă, și am o chestie super nașpa M4-ul ăsta. Doar 3 bobițe în moment. Mamă, sunt 13 în viață? What? Huh. Ok. Ok, ce-a fost aia? Bă, e aproape stricat. Nu, no, aia nu, mă bag. Mai am să le... Oh. Oh. Huh. I don't mind. Am văzut ceva, că a tras în partea asta. Nu știu cine aba s-a văzut. Hai spre șipi, ce pot să zic. Așa, să nu mi-au zis ceva. Uite, vezi, Flavius, te lu- open menu, tu accept. Super! Nu mai îmi dați invite-uri, guys, dacă mă vedeți în match. Like, pe bune. Sunt în match. Ce crezi că o să fac? Mă nici clar, când vă dau ad, nu mai îmi dați invite-uri și chestii. Ha. Ce a fost asta? Mă, n-am chef să mor, vă rog eu mult. Ești un 12 în viață. Hai, am dat și un snap acolo mișto. Hai, vă rog eu mult. Vă rog eu mult. Aud un chest. Nu a luptat nimeni pe ăsta, adevărat. Nu a stat fix aici lângă și nu l-a luat. Uuu, dar am găsit scar. Ce să vezi, să nu crezi. Dar probabil l-am dat așa ca să nu folosească altcineva. Poate să trezi lumea în comentarii. Andrew, de ce folosiți lucrul ăla când nu aveai nevoie? Zici și mie ce să fac. Dacă deci n-am văzut cât de emoții am acum. Să mi iasă și mie meciul ăsta. Că mă chinui de atâta timp. Dar am decât 3 kg, asta îmi place. Nu cred. Nu te cred. Nu te cred. Deci nu te cred. Așa. Și dacă îmi dădea și hit, îmi băgam piciorul. Mă aruncam. Ce avem? Oh, bun. Oh, bun. Da, da, da. Foarte bun. De asta aveam șanse. Super, acum e cazul să mă sunați. Robotul fix lângă mine. Nu văd absolut niciun player. Fair enough. Asta nu e mea, nici asta nu e mea.
Aha. Nu pot acum, filmez. Doamne, iartă-mă. Bă, când sunt în meci aici, trebuie să mă sune toată lumea, nu? Că așa se face. Tu unde tragi, mă? Stai din partea aia? Adevărat? De acolo, de sus? Hai. Din partea aia a venit glonțul, parcă. Aha. L-ați văzut pe Mărlan? Sperea puțin, credeam că mă ia. Campfire, 2 lounge pe dur. Hai că sunt stacat. Bă, ăsta n-avea... Nu, n-avea mini-uri. Avea combat. Să joc cu combat, să nu joc cu combat. Nu joc cu combat. Joc cu pump. Oh, no. Tu să fii de robot cu roboții tăi. Cine bagă Transformers? Mai băgați Transformers, da, da. Trebuie pe unul acolo, cred că cucuieții din deal. Cred că e unul acolo. Mai e careva acolo. Au, doar mi se pare mie. Patru în viață. Acolo unul construiește. Deci ai de capul tău. Super, cineva e cuțita pe mine. Sunt în zonă. Dar de ce nu construiesc eu cu... Ce nu construiesc eu cum mai vine cu asta? Măcar cu pira ăsta cărămidă momentan.
fix aici, dar spune de lângă mine. Ce decizeți voi să mă spamați pe mine? Ați decis că eu sunt ținta voastră, nu? Și ăsta are sniper, nu? Și joacă agresiv cu sniperul ăla. Ce pana mea se întâmplă, guys, că nu mai înțeleg. Că nu văd nimica prin asta, este un mare dezavantaj. Ce vreau să joc la zonă? Ciudat e acum zona, frate. Se face cercul ăsta așa, nu se mai mișcă cum se mișca înainte. Nu știu, voi vă place mai bine așa sau? Eu chiar nu știu ce se vede, parcă mai bine înainte. Nu știu ce fac ăștia, bă. LOL. Ce ciudat a fost meciul ăsta. Niciodată n-am jucat așa la meciurile astea. Mai ales că a fost meci normal, man. GG, guys, GG. Doamne, cum a fost. Și ăla, cred că cu zis jos de mea sparta aia. GG, guys, nu uitați, dați-mi acolo pe butonul de like pentru meciul ăsta, pentru că a fost destul de intens. Am dat și un snipe super mișto. Neapărat pe butonul de like dacă mai vreți episodul de Fortnite. Eu am fost Andrei și pe-am dat, v-am salutat, bye bye.